Dani spunea că n-a putut să doarmă toată noaptea pentru că avea ceva să-i spună Dianei și nu știa cum să-i spună, să nu se interpreteze, gen, să nu se vadă ciudat. Diana nu părea neliniștită și nici supărată, îngrijorată de ceea ce a spus, ba din contră, ea era extrem de relaxată și îi spune lui Dani că eu ți-am spus, evident că noi n-am văzut, cu siguranță va fi un subiect mâine în live. Sunt tare curioasă de cine ar fi dormit, vă dați seama că a fost ceva important pentru el. Și a zis că căuta o formă de a spune acel lucru încât să nu se poată interpreta într-un alt fel decât vrea el să se audă. Vedem mâine ce a fost.